Noroc, fraților, același nebun aici de serviciu, da, fac chiar un video prin care subliniez faptul că un urmăritor este ca o picătură într-un ocean și este extrem de important, este ca un ambasador, pentru că pe lângă faptul că el este deja un abonat, mai poate să mai fie și un susținător al acestui proiect. Și am spus, planul este să facem din acest canal de YouTube o mega oportunitate pentru fiecare urmăritor de a câștiga mega premii. Și am pus pe masă un apartament, dar trebuie să ne strângem 100.000. Bineînțeles că o să facem și giveaway-uri. Uitați, avem giveaway la 1000 de urmăritori, da? O să fie ales random un urmăritor. Bun. Și multe altele, dar o să luăm treptat. Acest canal de YouTube are un potențial nelimitat, da? Deci eu deja îmi imaginez 1 milion de urmăritori, da? Deja închid ochii și văd toată treaba asta. Și ce să vezi, treptat, treptat ne adunăm din ce în ce mai mulți. Cu siguranță că totul va exploda cumva când vom începe să dăm premii, da? Și atunci, na, bineînțeles că lumea o să prindă încredere și așa mai departe. Așa că țineți aproape, dați un follow, nu costă nimic, un like, un comentariu care să ajute la algoritm și doar împreună putem să reușim. Pentru că stau și mă gândesc, deci dau un exemplu, ieri era un număr de urmăritori, acum sunt, ce să vezi, câteva, nu știu, încă 20 de persoane în plus. Păi, de ca voi simt o putere în plus când știu că băi, ce să vezi, deci exact cum am gândit. Bineînțeles că e mai greu acum la început. Și de asta spun, adică eu cred că o să mă gândesc la primii 1000 de urmăritori să le dau la un moment dat, nu acum, pentru că nu prea aș avea de unde, adică trebuie să finanțez cumva alt giveaway și așa mai departe. Dar când o să-mi permit, o să ofer câte un cadou, da, la primii 1000 de abonați. Noroc și spor la treabă.